În insula Mare a Brăilei, cultura de păioase este principală. Anul acesta, în fermele Aldahra Agricost, s-au semănat 11.300 de hectare de grâu și 6.300 de hectare de orz, întreaga suprafață fiind prelucrată fără plug. Aproape integral, terenul este cultivat minimum til, o suprafață mai mică fiind deja în nou til, adică fără prelucrarea solului cu utilaje speciale. Ca structură de soiuri, la cultura de grâu, 65% din cantitatea din suprafața pe care o avem este ocupată cu soiuri românești, iar 35% sunt soiuri străine. Cele 17.000 de hectare de cereale păioase, mă refer aici la grâu și orz, care au fost însămânțate în toamna lui 2021, undeva în perioada 25 septembrie-25 octombrie, cam aceasta este perioada optimă în care semănăm în această zonă. Sunt înființate după premergătoare soia și floarea soarelui și avem doar foarte puțină monocultură, unde vine orz după grâu, suprafață undeva la 10%, deoarece din cele 56.000 de hectare ale insulei mari, 52 sunt deja la irigat și acolo avem un asolament de 5 ani, iar pe 4.000 de hectare asolamentul este scurt. Faptul că este acoperit doar de păioase și floarea soarelui. Suntem în zona de no-till, toată suprafața este pusă în no-till, adică într-o prelucrare superficială a solului, pe o adâncime de 80 cm, de mobilizarea resturilor vegetale, producție secundare și încorporarea acestei în sol, după care se trece direct la semănat. Cu cât intri mai puțin într-un sol și îl tasezi mai puțin, cu atât el are mai multă viață în el. Cred că este o greșeală și nu vreau cineva să se supere pe mine, dar este o greșeală la astfel de temperaturi care sunt acum, la 35 de grade, după ce ai recoltat, să vii să bagi plugul în sol, să întorci brazda pe 25-30 cm, să o expui la soare, apa pe care o mai ai acolo se pierde în 3-4 zile, acel strat devine uscat, nu mai are viață, microorganismele mor. Și atunci, din punctul meu de vedere, este un lucru anormal. Scopul nostru este de a închide solul, să nu lăsăm capilaritatea să piardă apa și să dăm voie microorganismelor să descompună producția secundară și în același timp, în acest sol, să avem viață. Sunt câteva probleme, au apărut în ultima perioadă, au apărut șoarecii de câmp, dar ei au apărut pe fondul iernilor blânde și anilor secetoși. Și atunci, pe lângă prădătorii naturali pe care trebuie să-i atragem, și poate astăzi o să vedem prădătorii naturali în insula Marea Brăilii, că avem acei șoimi, șoricari care sunt pe terenurile noastre și ei mai diminuează din populație, apa de irigat face un lucru bun, deoarece atunci când irigăm, galeriile se inundă și diminuează populația. Deci este important ca apa să o folosim împotriva acestor dăunători destul de periculoși care au o mulțire foarte, foarte rapidă. Din punct de vedere al producțiilor, prin trecerea de la agricultura tradițională la minim til și nou til, fiindcă mai nou lucrăm și în zona din nou til, anul acesta avem aproximativ 3.000 de hectare în nou til, producțiile au evoluat, deoarece ce se întâmplă? Producțiile noastre au crescut în minim til și au crescut destul de mult. Aș putea să spun că am ajuns la maxime de producții aproape la toate culturile și în special pot să vă spun că la porumb, sub pivot, se produc aproximativ între 15-17 tone la hectar. Iar la grâu suntem undeva la 7 tone, 7,5, funcție de solă, dar cam aici suntem cu producția la grâu. Orzul sperăm să-l închidem undeva cu 8 tone anul acesta, chiar dacă au fost condiții de secetă. Și jumătate din suprafața de orz am avut-o la irigat, jumătate la neirigat, dar faptul că am conservat precipitațiile de anul trecut, și acest lucru este foarte important, am închis solul după recoltat. De
deocamdată culturile arată bine. Pe nivel de insulă suntem la 90%, 97% suntem de pe minim til și doar 7% pe nou til. Rezultatele până acum sunt bune și vrem ușor-ușor să extindem această suprafață. Este o nouă etapă, trebuie să o înțelegi, trebuie să știi cum să o aplici, de ce. Pe nou til, resturile vegetale rămân la suprafață. Primăverile noastre sunt un pic, ați văzut că vin cu temperaturi mai scăzute în prima fază, terenul este un pic mai rece, trebuie să fii atent la însămânțări, să nu te grăbești, fiindcă atunci poți să ai o problemă, deoarece temperatura solului în aceste soluri acoperite este cu 1-2 grade mai scăzută decât solurile în care avem prelucrare pe minim til și nu mai spun acolo unde terenul este negru, știți că atrage soarele primăvara, se încălzește mai repede, dar avantajul este că terenul fiind acoperit de resturi vegetale, păstrează umiditatea în sol mai bine. Dacă ai o ploaie torențială, nu se formează acea crustă la suprafață, apa se scurge mult mai unif, mult mai, adică nu ai acea scurgere la suprafață să formeze crustă și în același timp burienile sunt mai puține în perioada de vegetație a culturii. Deoarece acel strat de mulci, nedând lumină la burieni, numărul de semințe de burieni care răsar sunt mai mici. Să sperăm noi că va fi o reușită, trebuie să învățăm puțin, să o luăm treptat și poate, eu știu, în 2-3 ani de zile vom transforma toată suprafața din insulă către no-till. Ce se întâmplă? Reducerea de costuri s-a făcut treptat, fiindcă de la agricultura tradițională în care aram și trebuia să prelucrăm după arături de 2-3 ori până reușeam să însămânțăm cultura plus lucrările mecanice, consumul era de 100 de litri de motorină numai pentru aceste lucrări și atunci când faci un minim til, te costă 10 litri de motorină, maxim 8 litri, să faci o prelucrare superficială și te mai costă 8 litri de motorină să înființezi cultura. Deci undeva cu 15-16 litri de motorină înființezi cultura. Avantajul este că ai și apă în acest sol, deci costurile se reduc cu 50%, vă spun numai din acest punct de vedere. Din zona aceasta de nou, de minim til spre nou til, dăm jos undeva un 60-70 de euro pe hectar. Foarte multe lume, cred că sau fermieri, sunt un pic în neconcordanță prin faptul că, din punct de vedere al controlului burienilor și al controlului fitosanitar, al culturilor, al protecției plantelor, este un pic de discuție prin faptul că în agricultură tradițională costurile sunt mai mici cu produsele de protecție a plantelor. Eu vreau să-i contrazic, fiindcă costurile nu sunt mai mici. Pentru a reduce costurile cu produsele de protecție a plantelor, întotdeauna trebuie să ai un asolament corespunzător, fiindcă aceea este foarte important, adică să ai în rotație minim 5 culturi și atunci poți să-ți gestionezi bolile, poți să-ți gestionezi dăunătorii, deci nu ține de lucrarea de bază, iar din punct de vedere al reducerii costurilor cu produsele de protecție a plantelor, noi am investit în instalații de durizare a apei, și acele ne-au adus o reducere cu 25% a costurilor. În no-till, efectul îmburienării este mai mic. Deci, în momentul în care prelucrez doar acei 10 cm, treptat, ar trebui în această zonă, ne scosând burienele din adâncime, deci ar trebui aici să nu mai ai probleme cu îmburienări foarte, foarte agresive. Dar trebuie să începem de la apa de irigații, care trebuie foarte bine filtrată, să nu aduci semințele din canale și de pe dunele să le bagi în cultură. Trebuie să ții canalele curate de burien prin cosiri. Adică sunt mai mulți factori care influențează. Părerea mea este că trecerea către agricultura sustenabilă, către agricultura de precizie, este în avantajul nostru, deoarece atunci putem să gestionăm mai bine inputurile și putem cu cantități mai mici de îngrășăminte. Acum fiecare trebuie să înțeleagă ce vrea când spun cantități mai mici sau cantități optime de îngrășăminte să obținem producții mai mari. Importantul e să știm când să le administrăm și în ce perioadă de vegetație a fiecărei culturi.
insula mare, la o perdea de protecție forestieră, este vorba despre salcie energetică. Acest program l-am preluat acum vreo 5 ani în urmă, când am înființat primele perdere forestiere. Scopul lor a fost, în primul rând, protejează, reduc viteza vântului pe timp de iarnă. Atunci când avem zăpadă, se așează mai bine zăpada pe teren, nu este spulberată de către vânt. Odată la 3 ani de zile, salcia noi o cosim, o tăiem, o tocăm și o facem peleți. Peleți care îi folosim ca biomasă pentru încălzire sau pentru uscare, procesare lucernă. Produce cam 25 de tone de masă uscată pe hectar și durata de viață este undeva la 40-50 de ani. Avem în momentul de față aproximativ 100 de hectare de perdea forestieră înființată cu fonduri proprii și ne dorim ca insula, dintr-o 1000-1000 de metri, de la est la vest, să aibă câte o astfel de perdea forestieră. Ceea ce sperăm noi că în următorii ani vom reuși să implementăm acest program.